A plecat din PNL fiindcă nu s-a mai regăsit în doctrina partidului, deși aceasta nu a suferit alte modificări și, cum spunea la conferința de presă de miercuri, 24 februarie, odată cu demisia, a scăpat de o piatră de moară. Noru Stănișteanu, liberalul care a fost promovat de-a lungul anilor de PNL pentru a ocupa anumite funcții numite, le mulțumește colegilor mai puțin unui singur om, copreședintele Dumitru Beianu, care se pare nu a fost receptiv la intențiile lui de a ajuta în continuare partidul, fiindcă despre faptul cum l-a ajutat până acum se știe. Cum observați, am și puține emoții acum. Pentru că ieri, vă spun la modul cel mai sincer, că speram că în momentul când îmi voi înainta demisia, voi scăpa de o piatră de moară. N-a fost așa. Mi-e greu să spun că n-a fost o zi confortabilă, nu este nici astăzi. Sper să trec peste ea. Sper să trec peste micile necazuri pricinuite de această forțată demisie, care, încă o dată o spun, este datorită modului cum se conduce azi PNL-ul. Și când mă refer la PNL-ul vechi și am spus la o singură persoană. În aceeași zi și-a înaintat demisia din partid și Corneliu Mincă. Gestul său a fost influențat în mare parte de demisia colegului Stănișteanu. Demisia mi-a dat-o datorită faptului că Partidul Național Liberal nu mă mai reprezintă. Eu nu pot să accept ca persoane care până ieri aveau o anumită gândire, începând de astăzi, să-și modifice gândirea la 180 de grade. Nu pot să accept așa ceva. Și n-am să accept niciodată. Ori în momentul când văd că lucrurile, și am văzut că lucrurile s-au îndreptat către această direcție, bineînțeles că n-am fost de acord cu ele. Mai mult de atât, în Partidul Național Liberal nu a existat, nu există, o competiție între cei care vor anumite funcții. Trebuie să existe o competiție deschisă. N-am fost de acord cu modul în care a fost tratat colegul meu, Norut Stănișteanu. Se aranjase deja venirea domnului Florian Nicolae în Partidul Național Liberal, în momentul când și domnul Stănișteanu și-a anunțat dorința de a candida pentru funcția de primar. În mod normal, din punctul meu de vedere, un partid deschis trebuia să asigure o competiție deschisă între cei doi candidați în cadrul partidului. Ori nu s-a întâmplat așa. Cum a intrat domnul Florian Nicolae în Partidul Național Liberal, președintele organizației municipale și-a dat demisia și l-au numit pe domnul Florian Nicolae președintele organizației municipale. Lupta a fost inegală între cei doi. Din moment ce președinte era Florian Nicolae, în niciun caz nu i-a asigura o concurență loială domnului Stănișteanu. Așadar, Noru Stănișteanu și Corneliu Mincă, dar mai cu seamă primul numit, nu se mai regăsesc în doctrina PNL, fiindcă, de fapt, nu mai beneficiază de privilegii din partea partidului, de data aceasta pronunțându-se giulgiuvenii cu privire la desemnarea lor într-o anumită funcție și nu Lucian Iliescu, care i-a cadorisit pe rând cu câte o funcție înaltă. De altfel, perioada în care Lucian Iliescu a dus la PNL de către liberalul Valeriu Stoica, înainte de 2000, a fost primar de municipiu și președinte al PNL Giurgiu, a fost cea în care Partidul Național Liberal a înregistrat cele mai bune rezultate. Asta s-a datorat, fără îndoială, capacității acestuia de a reforma PNL. După trădarea apropiaților, Lucian Iliescu a plecat, iar cel care a preluat frâiele a reușit performanța să ducă PNL în colaps. Abia din 2015, Raluca Surdu și mai apoi Dumitru Beianu, în echipă cu Gheorghe Ștefan, au reușit să oprească declinul și să impună criterii de performanță.